Bun. Acum voi mai face o dată un filmuleț cu montura. 6 metri, vezi? Da. E. Dar asta e o undiță pentru primăvara de vreme, pentru toamnă. Cu cârlige mici. Cârlige mici, nailon subțire, când el e amorțit. Am înțeles. Înțeles. Și atunci, pentru acum, nu. Vara și atunci veți face o montură cu cârlig mai mare acum. Vara are o putere fantastică și nu are rost. Nu? Am înțeles. Pentru aia. Bețele le-ați băgat acea la apă deja. Bețe. Facem cu din asta 3 de care zice tot. Păi chiar grozav, numai na. Nu stă din prima pe ăla. Nu stă din prima. Fac o două pescuituri și atunci o să stia. Am înțeles. Trusa magică. Să se scufunde cum ai fi. Un var mișcat. Am găsit. Găsit. Acum de acum. Sunt unii care nu o caută și o găsesc. Dacă o caută, o găsește. La unde băgați varnișul? Vezi. Îl bag pe partea subțire ca să-mi vină în vârf așa. A, ăsta îl băgați pe vârf? Da. Da, așa am considerat. Noi de copii așa am făcut întotdeauna. Țara Chinedea, deoarece noi pescuiam cu trestii, cu bambus, cu draci, care ce găseam. Și noi consideram că întotdeauna, sau chiar cu bețe din așa, noi erau, consideram că la vârf e mai subțire. Întotdeauna. Și atunci, după primul tronson, îl matisam. Și atunci știam că nu, adică dacă chiar îl rupe, rămâi cu peștele. Asta era ideea. Adică la primul tronson de la băț, cum ar fi, de la vârf. Deci, întotdeauna e mai slab, poftim. Deci asta e de 6, zic eu. Da, de 6 metri. Aici aveți ustensilele de lucru. Vedeți? După primul tronson, eu îl matisez cu ață, și îl dau cu penandez sau cu ojă sau cu ceva acasă. E, și atunci ăsta îmi vine mie de aici, aici și nu-l va rupe. Rupe vârful, într-adevăr, dacă chiar o fi balena fifi. Dar eu știu să mai vină balena fifi, nu fie. Deci ați făcut o buclă acolo la primul tronson. După primul tronson. După primul tronson. Și acum punem varnișul. Aha, și varnișul băgați în vârf. În caz că vă rupe asta, da. Și rămâneți cu el agățat aici. Da. Interesant. Da, da. Și am pescuit noi de copii, bă, dacă ceva. În caz că ceva, știi? În caz că ceva mai mare. Da, domne, bă, măcar nu plângi, adică unde s-au rupt, dar măcar nu plângi pentru pește. Bă, ceva am recuperat, nu? Asta da. Era ideea. Nu tot trebuia să fac o undiță din asta, mă refer. Ma, unde ți-ai o ras mai lungă cu o palmă nailonul, ca să de obicei rupi cârligul, rupi, na, plumbul, cu ce știu. Și ca să nu mai modific, să rămân un pic mai lungă, să am de unde să mai leg un cârlig. Am înțeles. Încă o dată. Să nu mai faceți o linie întreagă de la început. Da. Așa sperăm, dar eu știu. Dacă o pui în pom, e dat așa, nu? Cred că aveți un pește la bățul din stânga. Da, păi iaca. Ei, ei. Uite și scoate, îl dă el în pătuc. Nu încă-l pădete. Doamne. La porumb pescuiți astăzi. La porumb, da. Dacă e pe asta. Pum, ia. O, și ce caras. Bravo. Uite, în direct cum l-ai prins. Ce mai zici? Mamă, dar ce caras. Ha, și dacă pleacă, pleacă, nu contează. Pleacă, vine altul. Doamne. Ia ca Cristi cum a luat în direct. Asta așa a ieșit, ce să mai... Nu a fost nimic regizat, nu a fost... Programat. Bun. Da, îți place pescuitul. Da. Ei, Cristine, pescuitul nu e pentru așa, mă, e distracție.
Îl vom pune în acest coș care l-am împletit eu cu drag. Super tare, știți să și împletiți coșuri de astea? Ce să fac? Bă, pensionarii știi cum ești, mai săraci, mai uite, mai împletesc, își iau oață. Nu e asta care am eu copil, asta e o oată de pantur. Pentru mine e ok. Da, cât mereți dumneavoastră la pescuit și... E ok? Super tare. N-am de ce să bag gheța acum, că n-am unii pregătiți noi cu ceva. Și am avut aici. Aveam un suport. Undeva, dar acum nu mai fac. Revenim noi să punem peștele la apă. Hop, lăsăm așa. Hai, glămă de ceva, bă. Băgați-o înapoi. Nu mai fac. Nu mai băgați. Ce faci, măi, nu? Un porumb, doi? Câți băga? Unu? Bun, atâta, că-l doare cap. Nu-i simplă treaba? Foarte simplă, sincer. Dacă ei vin și zice că nu-i... Nu, bun, hai să revenim noi la oile noastre. Da. Unde a rămas? A, cu cârligul aici, că lăsați la o palmă. Cu plăta, cu nebunii, a lăsat-o. Plutele astea sunt foarte fragile și chiar dacă nu pescuiești cu ea, stând în dulap sau unde stă, sau chiar pe mânturi, să că vrei să o, pac, să rupe. Să rupe, da. De proastă calitate. Da. Dacă până la urmă învățați să le turnați. Dacă și dau 1 milion pe bucată, ar fi mai de bună calitate? Nu. Nu. Așa, dacă dau 1 leu, 2, într-un timp găseam cu 10 bani. Nu, luam cu 200 bucăți. De astea? Da. Acum chinezii ăștia, dar erau plasticate. Acum azi din spumă. Dar plasticate mai fragile. Erau mult mai bune, știi? Da. Și când fumam, mai ales, ia să asta, nu trebuia așa de până 99 apărut la chinezi. Pa, cu țigara, cârpeam înapoi și dări. Da. Păi ce vrei să faci, mă? Că așa eram noi. Acum am văzut atâtea mii de momeli și de monturi încât, nu. Dar noi nu ne-a învățat nimeni. Pescuiam așa, că nu. Din ce aveam. Unde mă duceam la tata să cer eu bani să-mi iau cărnici. A, ce de gămăli. Povești de nu erau. Credeți? Okay. Sunt mai mari. Știu că aveam și mai mari. Mai mari de atât. Da. Două modele, știi. De că se plâng eu, lasă să plângă el. Parcă mai mare, tot în dreptate. Nu vei? Cărligile, nu. El când trage, el îl prinde pește pe răsucire. Și atunci el când se răsucește în gura peștelui, dacă el e mai micuț, se răsucește ca într-o peștelă și iasă afară. E că nu-i mai mare, el înțeapă prinde. Oricum ar fi, tot îl înțeapă. Am înțeles. Asta e ideea cărligului. Că el nu poate să-l tragi cu drept niciodată. N-ai cum să-l prinzi drept. Acum, dacă nimeni nu mai folosește unde s-a clasică, bătrânească, mie îmi pare rău. Că de ce, vezi? Toți îl învață la depărtare și tot aruncându-i momele acolo, el nu mai vine mai lângă mal, cum pescuiam eu odată. Ce vă este tot mai greu să... Da, trebuie să fac unde tot mai lungi. Și nu mi se pare că, da? Am pescuit cu 5 metri, 6 metri, cât am? 5, aia, da, faci, pregătiți una de 6. 7, da. Am unde, dar mi-e greu de ce? Nu le văd tocmai acolo. Asta e ideea, eu degeaba le arunc, da. Dar nu le mai văd, și atunci nu e ok. Da. Normal, peștele vine acolo, unii îl înveți întotdeauna. Aia e clar. Și toată lumea zice, dom'le, că dacă pui plumbul aceea și nu știu ce, el se sperie și... Nu e asta adevărat. Câte miliarde de nebunii sunt în apa acolo, dom'le.
plumbul. Câte pietre pe jos, da. Ei, sau nămol, sau ce-o fi. Plumbul, dacă stă, el nu se bagă în nămol, îl mai vezi? Nu îl mai vede nimeni, niciodată. Faza care e? Dacă puta s-a culcat și tu nu ai tras, el a mâncat miliarde de mămăliși și de pâini pe balta. Își dă seama că e prea grea și o scuipă. Am înțeles. Cu tot cu plumbul ăla când îl ia. Ei, voi când lăsați porfagul la lung, el o duce, o plimbă și nu-ți dă seama. Am înțeles. Greutatea îi vine pe rând. Am înțeles. Ei, dacă ne-a luat de aici, pac, și-a luat și plumbul. Am înțeles. Opa, opa, stai că e grea și o scuipă fraierul. Și aici tu ești mai șmecherul ăla ca peștele. Da, aia zic, dacă un pic ai văzut cu, la porumb, dar la pitr, dacă a plecat-o, pac, la iarf. Porumbul înghite de tot. Da. Asta este, nu? De ce crezi că... Este experimentată de mine, nu de cu de ieri de azi, nu? Da. Și am prins întotdeauna așa, nu? De ce să mint? Îi mai punem un plumb, dar dacă bate vântul tare, ar mai trebui mai doi. Dar noi putem să-i punem și 5 plumbi. Nu prea contează că în pluta stă semiculcată. Când stă semiculcată, atunci e pe pământ cărligul. Dacă punem 5 plumbi și vrem să dăm cu ea mai sus, nu se poate, se duce la punct. Am înțeles. Păi da, o trage. Hai, logic, nu? Mai vezi, noi nu știm, pescuim pe vânt, pescuim pe pământ, pe scândru. Și acum eu n-aș putea pescui cu undița asta. Momentan. De ce? Aruncăm o meală la 5 metri și eu acum dacă vreau să prind și cu ea și arunc la 6 metri, el creștere nu mai vine la asta de 5. Nu mai merge. Niciodată. Am înțeles. Exact ca și cum tu lași pe cineva lângă tine și spui, domnule, nu poți să pescui. Da, mă, pescuiește și tu. El dacă aruncă 2 metri mai în fața ta, nu ai să mai prins. Am înțeles. Adică el vine mai, către mal mai timid. Nu vine așa. Da. Nu e ok. Trebuie să ne alegem undițele la fel. Una, că stă și pe orizontal așa, deci pe aceeași pușie să le putem vedea. Și în al doilea rând o să-ți tragă numai la una dacă pescuiești una de șase, știi? Da. Nu e ok. Sau, iar putem pescui la una la porumb, una la pâine. Eu am făcut-o, dar nu, n-aș pescui cu ea totuși. Dacă mi-aș mai face una, da. Așa, așa încă nu. Altceva. Cam asta a fost cu... montura. Lucrarea de astăzi. Da, da, până am făcut lucrarea de arte, o intra și un pește. Ala ți-l dau, bă, pentru ce da. Măcar tu-l mânci. Domnul, dacă nu era de-a să prindă. Mai decât. Să-i frici tu. Ia mă așteaptă cu...